Bună seara, începe o nouă ediție România, te iubesc! Viața pe un scaun, așa curg zile, luni, uneori ani pentru părinții copiilor bolnavi de cancer internați în spitalele noastre. Pe un scaun, acești oameni își duc suferința. Pe un scaun dorm și tot acolo găsesc energie pentru a merge mai departe, pentru a le fi alături micuților într-o bătălie nedreaptă. Cancerul e boala care poate fi învinsă dacă e descoperită la timp și tratată corect. Este unul dintre subiectele noastre. Discutăm și despre România Film, o afacere cu miză imobiliară uriașă. 90% dintre cinematografele existente înainte de 90 au dispărut sau sunt o ruină. Din cele 600 de săli de cinema aflate în patrimoniul regiei, astăzi, în doar 13, mai rulează film. Cele mai multe au fost transformate în săli de bingo, magazine, croitorii, baruri, iar cei 21 de demnitari care s-au perindat după Revoluție pe la Ministerul Culturii n-au reușit sau nu au vrut să oprească acest zdraf. Iată titlurile acestei ediții. Lângă Institutul Oncologic din București, un bloc va fi transformat în Magic Home, refugiul părinților. Acolo vor putea locui peste 30 de părinți care au copii internați în spital. Vor găsi sprijin și mâncare, vor primi bani pentru transport. O campanie a fost lansată pentru construirea acestui loc și sute de oameni au stat până acum pe un scaun într-o vitrină din centrul capitalei, în semn de solidaritate cu părinții copiilor bolnavi, dar și pentru a strânge fonduri din care se va construi Magic Home. Vândute sau închiriate pe prețuri de nimic, ruinate sau pur și simplu abandonate, cinematografele România Film fac parte dintr-un scenariu fără happy end. A fost scris de toți cei care au trecut pe la conducerea România Film, cu ajutorul nemăsurat al autorităților de la orice nivel. În București, din cele 87 de cinematografe existente la Revoluție, doar unul mai este deschis, Europa, iar puținii spectatori vin la film cu pături ca să se încălzească. Revoluția din 89 a prins România Film pe culmile succesului. 600 de cinematografe funcționau în toată țara. Multe dintre ele amplasate chiar în centrele marilor orașe. Au atras imediat atenția afaceriștilor care au mirosit profit. Sălile au fost închiriate pe sume ridicole, 1 euro pe metru pătrat în medie. Ce a urmat a fost jaf la vedere, recunoscut acum atât de cei care s-au aflat la conducerea România Film, cât și de autorități. Doar unul dintre foștii directori, Marius Iurașcu, a ajuns la închisoare pentru faptele corupție acum o lună, în urma unuia dintre puținele dosare ajunse pe masa DNA. Afaceri cu miză imobiliară uriașă, cinematografele care au aparținut statului au fost închiriate sau vândute pe nimic în funcție de interese. O vacă de mulți mai pe românește? Sau pur și simplu au fost date gratis de către România Film autorităților locale care le-au lăsat să moară. Un mort frumos cu ochii vii. Responsabilii pentru devalizarea și degradarea patrimoniului România Film au fost chiar oamenii care s-au învârtit în ultimii 27 de ani la conducerea regiei. Actualul director, Adrian Mironescu, în funcție de 2 ani, este fost prefect de Bacău. Până acum, funcțiile astea erau tot așa semipolitici, ca să nu spun politici de albinilea. Înființată în 1991, Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor avea după Revoluție 600 de cinematografe. România Film mai are astăzi doar 13 săli deschise, din care numai 6 digitalizate. În mod ironic, dezastrul este confirmat de Marius Iurașcu, fost director al regiei în perioada 2009-2015. Iurașcu a ajuns la închisoare în urmă cu o lună pentru fapte de corupție săvârșite cât timp a fost la conducerea România Film. Ne-a acordat acest interviu cu câteva zile înainte de a fi arestat. România Film a fost una din cele mai mari afaceri imobiliare. Toți, de la directori și angajați până la autorități locale și centrale, au știut ce se întâmplă acolo. Iată ce povestește Maria Bicfalvi, fost lider de sindicat. Toți care au vrut să rupă câte o ciosvârtă din această România Film, au rupt. Și astfel a fost ruinată toată industria cinematografelor. La Cinema București, de exemplu, un monument istoric ridicat în anii 20, ultima proiecție a avut loc în urmă cu 13 ani. Aici a început să se prăbușească, ai sus? Da, s-a intrat. Sala este acum închisă. România Film nu a mai avut bani pentru întreținere și modernizare. Cinema București a devenit un depozit de gunoi și bătaia de joc a chiriașilor, care au vrut să facă un bar în holul clădirii. Molozul și deșeurile au fost aruncate direct în sală. Dar ce pretenții să ai de la alții când inclusiv angajații România Film au azvârlit acolo lucrurile recuperate de prin alte săli? Jaf, ignoranță, lipsă de bun simț sunt doar câteva dintre cuvintele care îți vin în minte atunci când intri în fostul cinematograf București. Clădirea este impresionantă din punct de vedere arhitectural, dar nepăsarea și interesele autorităților de la orice nivel au distrus-o și au transformat-o într-un depozit de gunoi.
La câteva sute de metri distanță, un alt cinematograf, același dezastru. Grădina de vară Capitol și sala Capitol sunt și ele monumente istorice construite în 1920. Cât mai prețuiesc ele astăzi pentru România Film, ne arată chiar valoarea lor de inventar. Cinematograful, 6.100 de lei, iar grădina de vară, doar 53 de lei. Pe scurt, în ultimii 20 de ani, Capitolul a fost dat de România Film unei firme printr-un contract de asociere în participațiune. Aceasta nu numai că nu și-a plătit chiria, dar nici nu a făcut investiții, lăsând clădirile să se degradeze. Cu toate acestea, chiria a scăzut de-a lungul anilor de la 3.000 de dolari la 400 de euro. Contractul avea și o clauză de demolare, în anumite condiții, miza imobiliară fiind una uriașă. Terenul de 1.000 de metri pătrați valorează 1,5 milioane de euro. Istoria recentă arată cum imobile aflate în situații similare au fost lăsate să se prăbușească pentru a face loc unor clădiri noi. Din fericire, Capitolul a scăpat, chiar dacă este o ruină. Andrei Racovițan este unul dintre fondatorii unei asociații care de 10 ani încearcă să păstreze vie grădina de vară Capitol prin evenimente culturale organizate aici în perioada verii. E una dintre foarte puținele grădini de vară care au mai rămas în București. Propunem reintegrarea lui sub forma unui centru cultural. Încă de la înființare, România Film a fost gândită ca o regie cu autofinanțare aflată sub autoritatea Ministerului Culturii. Dar care autoritate? Din moment ce ultimii 27 de ani au fost marcați de bâlbâieli legislative care au permis instalarea haosului. Rând pe rând, cinematografele au devenit săli de bingo, restaurante, baruri, magazine, croitorii sau săli de jocuri de noroc. Interesele au fost uriașe, iar chiriile cerute de România Film, ridicole. Vorbim despre o medie de 1 euro pe metru pătrat. Unde sunt cele mai multe acum, în momentul, prin țară, dacă faceți o plimbare așa, hipermarketuri? În cinematografe. Unde sunt cele mai mari, cele mai multe săli de evenimente, nunți, botezuri și alte de-astea? În cinematografe. Despre asta vorbim. Da? Cât ați fost dumneavoastră director, ați avut presiune. N-ați vrea să știți. Bogdan Stanoievici, fost secretar de stat în Ministerul Culturii, povestește abia acum despre dezastrul din cinematografe. Era vorba de o scurgere financiară total nejustificată și ilegală în jurul cinematografelor. Cinematografele deveniseră o afacere foarte lucrativă, pentru că din păcate, după 89, după 90, cinematografele din cam toate orașele au fost abandonate, nu mai prezentau interes, sau au fost transformate în săli de joc, cazinouri, restaurante și așa mai departe. În același timp, exista un interes major pentru diferiți, hai să spun, afaceriști din domeniul imobiliar, dat fiindcă toate cinematografele peste tot în țară erau în centrul orașului. Clădiri mari, deci suprafață de pământ mare, care putea fi exploatată de constructori. De altfel, absolut toți, de la foști și actual directori ai regiei până la secretar de stat și miniștri, sunt de acord că România Film a fost pur și simplu jefuită. Dar nimeni nu i-a pus punct. Nimeni nu a închis acest robinet al scurgerii banilor. Cu toții dau vina unii pe alții. Și cu toții spun că ceilalți, nu ei, au închis ochii la ce se întâmplă, pentru că au avut de câștigat, de rezolvat favoruri, sau pentru că pur și simplu nu le-a păsat. Același discurs îl are mai nou și actualul director Adrian Mironescu. Incompetență, doamnă, în primul rând. O incompetență crasă, cum vă spuneam. Și interese? Probabil și interese. Cinema Patria din București. Acesta a fost închis printre ultimele în 2016 pe motiv că ar funcționa într-o clădire cu risc seismic. Decizia a fost luată însă pe baza unei expertize vechi. Și în timp ce magazinele din zonă s-au redeschis pe baza unor contraexpertize care demonstrează că un cutremur nu le-ar putea pune la pământ, Patria continuă să stea cu lacătul pe ușă. Actualul director al România Film, Adrian Mironescu, este simbolul neputinței autorităților. A fost luată de bună expertiza care s-a făcut, bănuiesc, în urmă cu 10 ani, cu 15 ani. O contraexpertiză presupunea niște costuri foarte mari. Și era vorba de o sumă care se ducea așa spre 100.000 de euro. Alte cinematografe au căzut victime ale nesfârșitelor procese de retrocedare. Cinema Dacia din București a ajuns la proprietarii de drept după 16 ani de judecată. Lăsată de izbeliște în tot acest timp, clădirea este acum o ruină. Proprietarii, împreună cu o asociație de cultură, încearcă să o salveze pentru a atrage astfel atenția asupra unei zone istorice din capitală.
Și astfel, din 87 de săli, câte erau în 1989 în București, acum mai este deschisă doar una singură care aparține de România Film, Europa pe calea moșilor. Spectacolul de vineri seară are 7 spectatori. Data trecută când am venit, era puțin cam fric și, și acum am luat niște pături. Pune pe picioare, pe bune. Model mexican luat de pe Olvera Street din Los Angeles. Cam așa arată un mexican. Ilegal. În Europa. Haosul din spatele sălilor de cinema a început să iasă la iveală în 2006. Un raport de control al guvernului vorbea încă de pe atunci de management defectuos, pierderi de milioane de lei, chirine încasate și micșorate de la an la an. Un dosar în care apare și numele lui Omar Haisam, condamnat pentru terorism în România. Prin două firme care au aparținut, s-a ajuns ca în perioada 94-2004 să fie demolată grădina Cinema Park din București. În locul ei a apărut o clădire comercială. Cazul a fost contestat în instanță, dar mult prea târziu și s-a tranșat printr-o înțelegere între România Film și Haisam. La conducerea regiei se afla atunci Mihai Țintea, fost director între 2002 și 2007. Eu când am venit, grădina nu mai funcționa. Deci era deja transformată în... Nu știu ce aveau acolo, un magazin de mobilă, niște servisuri, nu mai știu ce erau acolo. Am reușit să recuperăm o sumă consistentă de bani, vă spun, de la... Știu că era, nu mai știu, fratele lui Haisam, nu mai știu cu cine am negociat la vremea respectivă. Sincer vorbind, erau multe contracte cu probleme și tocmai asta vă spun, că noi când am venit și am preluat toate contractele astea și am început să le luăm la mână, într-adevăr am constatat că foarte multe din ele erau pe niște persoane foarte dubioase și cu niște, cum să spun, antecedente nu foarte curate. Însă, repet, nu mai aveam ce să facem la ora respectivă ca să putem să-i scoatem din joc. Prin mecanisme economice la limita legii, unii chiriași ai cinematografelor au devenit proprietari ai clădirilor, chiar dacă nu au respectat clauzele contractuale. Fostul director Mihai Țintea susține că vechile contracte au fost atât de bine întocmite încât nu au putut fi reziliate. Aceste contracte erau făcute așa de bine încât nu puteai să faci nimic. Deci noi am încercat să renegociem o parte din ele, să le readucem la zi. A fost imposibil, pentru că ne dădeau în judecată, câștigau. Autoritatea de control a guvernului a legat toate aceste nereguli de numele lui Țintea. Dat afară, acesta a contestat decizia în instanță și a câștigat. Marius Iurașcu i-a urmat lui Țintea la șefie între 2009 și 2015. În cazul său, instanța a decis o condamnare de 5 ani cu închisoare. Nu, n-am sărit niciodată peste lege, dar, repet, au fost multe la marginea legii, multe. În dosarul instrumentat de DNA, Iurașcu a fost acuzat de luare de mită, fals intelectual și spălare de bani în urma încheierii unor contracte cu două cinematografe din județul Bacău. Același dosar a scos în evidență și neregulile privind atribuirea unor lucrări de reparații în cazul unei săli de film din Piatra Neamț. Este vorba despre Dacia, a cărei poveste a fost surprinsă și în documentarul Cinema Mon Amour. Cu nostalgia sălilor pline, Victor Purice, director și cinefil pasionat, încearcă să mențină cinematograful pe linia de plutire. Lipsa oricărui fel de ajutor de la stat transformă totul într-o luptă cu morile de vânt. Cinematograful ăsta mi-a luat 20-30 de ani în viață. Pare rău că printezi ceva. O, Doamne, să mai văd asta. Să-l văd frumos și plin de spectator. Mai plângi, mai revii și deja treci viața cinematografului. Un raport al Corpului de Control al premierului, realizat în 2012, a pus sub semnul întrebării vânzarea a 22 de active, dar și modul în care s-au cheltuit cele 6 milioane de euro încasate astfel. Iar 3 ani mai târziu, în 2015, și Curtea de Conturi a descoperit un prejudiciu de aproape 900.000 de euro. Toate consiliile de administrație care existaseră, toți membrii își dăduseră demisia pentru că vedeau că erau într-un sistem în care totul era ilegal, banii se duceau în stânga și în dreapta, nimeni nu știe unde, în niciun caz în visteria statului. DNA a precizat că sesizarea Curții de Conturi din 2015 a fost conexată la un dosar penal ce fusese deja deschis pentru infracțiuni de corupție și astfel s-a început urmărirea penală pentru infracțiunea de abuz în serviciu.
Dezastrul din cinematografie a stat la vedere sub ochii autorităților timp de 27 de ani. În câteva minute aflăm de ce niciunul dintre cei 21 de miniștri ai culturii de după Revoluție n-au făcut nimic concret ca să oprească jaful din industria cinematografelor. Revenim! Patru din 10 români merg la film în alt oraș decât cel în care locuiesc. În toată țara sunt doar 82 de cinematografe, iar dintre acestea 90% sunt private. Vechile săli de cinema zac în ruină, iar Ministerul Culturii își pune speranța în primării să le preia și să le modernizeze. Alt plan nu are. România Film este o regie plină de datorii, fără o idee de viitor sau o strategie de dezvoltare. În bătaie de joc au fost și sumele la care au fost evaluate sălile de cinema. În capitală, cinematografele București și Festival apar în hârtiile contabile la câte 5.000 de euro fiecare. Alte sume sunt ridicole. Sala Luceafărul din Suceava a fost evaluată la 13,91 de lei, iar cinematograful Oltețul din județul Vâlcea la 11,18 lei. Acesta este cel mai ieftin cinematograf aflat în patrimoniul România Film, 11 lei și 18 bani. Ultima evaluare a fost făcută în 1994. Bineînțeles, nu se mai proiectează film aici de ani de zile. Clădirea a fost închiriată cu acte în regulă abia în urmă cu câteva luni, iar acum în fost cinematograf Oltețul funcționează un magazin de piese auto. Actualul chiriaș plătește 75 de lei pe lună pentru acest spațiu, aflat chiar lângă locuința familiei sale. Recunoaște că ani de zile a folosit clădirea ca depozit fără a avea un contract. Susține însă că a făcut demersuri către România Film pentru a intra în legalitate, mai ales că spațiul devenise o ruină. Cinematograful a fost închis în 2000. Contractul de închiriere a fost semnat între cele două părți 17 ani mai târziu. La 100 de kilometri distanță, alte două cinematografe zac în ruină. La Călimănești, vestita stațiune turistică din județul Vâlcea, un cinema cu aproape 300 de locuri a fost abandonat de România Film de ani de zile. Caloriferele au dispărut, aici curge apă, a mai rămas doar țeava, a mai scăpat un calorifer, care este fierbinte. Mari actori încă ne privesc din foaierul fostului cinematograf din Călimănești. Printre ei și Ion Dichiseanu, unul dintre protagoniștii filmului de aventuri Tunelul, turnat în 1966 chiar în Călimănești. La câțiva kilometri distanță, în Căciulata, același peisaj sinistru. Acoperișul fostului cinema arată ca după bombardament, iar clădirea a devenit un uriaș tomberon de gunoi. Primarul orașului Călimănești, pe raza căruia se află ambele cinematografe, susține că încearcă de ani de zile să preia clădirile de la România Film în baza unei legi din 2008, care permite transferul sălilor către administrațiile locale. Nu a reușit, așa că este hotărât să dea regia în judecată. Nu înțeleg de ce regia ține cu dinții de aceste cinematografe. Când nu au bani pentru modernizarea acestor săli și, eu știu, redarea lor în circuitul cultural. Din cele 20 de cinematografe funcționale, în 2002, în județele Argeș și Vâlcea, acum mai este deschis doar unul în Pitești, care poartă numele actorului Sebastian Papaiani. Constantin Curelea, administrator aici de o viață, spune că acest cinema ar face față concurenței sălilor de mall dacă s-ar investi 25.000 de euro în modernizare. Dar România Film nu are bani, așa că a decis să îl închidă pe timpul iernii. Noi dăm film în 2017 cu acest proiector, cum se dădea film în căminile culturale până în anii 89. Așa au stat lucrurile la România Film. La vedere, timp de 27 de ani. Și atunci ne întrebăm firesc de ce niciunul dintre cei 21 de miniștri ai culturii nu a făcut nimic ca să oprească jaful din industria cinematografelor. Cel mai mare vinovat, din punctul meu de vedere, consider că ar fi Ministerul Culturii, pentru că, practic, aceste clădiri sunt ale statului român. Dar nimeni n-a vrut să facă lumină în acest... nici nu știu cum să o definesc ce s-a întâmplat cu această România Film.
România este țara europeană cu cele mai puține ecrane raportate la numărul de locuitori. Dacă le adunăm și pe cele private, abia ajungem la cifra de 82 de cinematografe, din care 90% sunt amplasate în centrele comerciale. România rămâne țara unde 4 locuitori din 10 susțin că sunt nevoiți să meargă la film într-un alt oraș decât cel în care locuiesc. Tecuci, în județul Galați, are 35.000 de locuitori și niciun cinematograf. Mirasa România. Și aici se repetă scenariul din alte orașe ale României. Fostul cinema, abandonat de primărie și România Film, este acum o ruină. Parcă e un film horror, dar arată groaznic. Cred că tata a văzut filmul ăsta. Georgiana, Miruna, Alex și Andrei sunt doar 4 dintre cei 5.000 de liceeni din Tecuci. Voi ați prins cinematograful ăsta? Nu suntem chiar așa bătrâni. Bunica mea a fugit odată de acasă ca să se uite la un film. Ar fi ok un cinematograf. Toată lumea ar veni aici în timpul liber. Sunt mulți în oraș. Exact. Eu cred că ar atrage și publicul mai în vârstă, pentru că și-ar aminti într-un fel de vremurile trecute. Nu ar mai sta închiși în casă. Când vor să vadă un film, merg cu microbuzul la centrul comercial din Focșani, aflat la 40 de kilometri distanță. Mergem la Focșani. Bun, păi și nu uităm la o acțiune, la o comedie, dramatic. Comedie. Comedie? Mergem cu comedie. Tinerii nu prea mai au pe unde să iasă, ne-am obișnuit cu locurile în care deja mergem. Suntem foarte mulți și nu avem ce să facem în oraș. Rămâne acasă. La seriale. Acasă la seriale? Da. Unde scoateți voi fetele în oraș? La terase, pub-uri. Da. Ar fi fain să le scoatem la film. Și dacă îi miți la Focșani? Costuri ridicate. Toate. Și plătește doar băiatul. Cam greu. Cât ar costa să scoți o fată la film în oraș? Pe puțin 200 de lei. 200 de lei. Dacă vine unul singur ar costa 100 și cu ea încă 100, 200. Iar acest scenariu se repetă în sute de localități din întreaga țară. Cât spectatori au fi instalat? 3, dar sunt lucru mare. Un alt mare perdant al ruinării rețelei de cinematografe din întreaga țară este filmul românesc, pentru că nu mai are unde să fie difuzat și pentru că nu se mai strâng bani care să susțină noile producții. Există un foarte mare respect pentru noi afară și ar fi foarte simplu să investim foarte puțin în această chestie ca să fie mai vizibilă. De ce nu se face treaba asta? Nu se face pentru că agenda e foarte complicată, e ultima grijă a tuturor, nu aduce un beneficiu electoral suficient de mare încât să investească cineva. Actualul ministru Lucian Romașcan vorbește, ca și predecesorii săi, despre o nouă lege a cinematografiei, pe care și-o dorește gata în primul trimestru al anului viitor. Ideea de reorganizare nu e nouă și vizează transferarea sărilor rămase la primării. Bugetele mai mari pentru așa ceva sunt la autoritățile locale. Au acces la tot felul de programe, la Compania Națională de Investiții, pot atrage bani pentru asemenea restaurări sau pentru asemenea repuneri în funcțiune mai ușor decât poate Ministerul ca Autoritate Centrală sau RADEF-ul. Rămâne de văzut însă cât de eficientă va fi această măsură, de vreme ce alte 150 de cinematografe au ajuns către edili încă din 2008 și 90% dintre ele au fost închise de atunci și până acum. Doar 10 mai difuzează film, deși primarii aveau obligația să le modernizeze. Fiecare primar, între noi fie vorba, da, are acoliții lui în zonă. Și atunci un spațiu de genul ăsta îi mai rezolva primarului niște promisiuni, niște probleme, niște... Despre ce vorbim? Actualul director al România Film tranșează situația și spune că regia în fruntea căreia se află nu are niciun viitor. Datoriile prea mari către bugetul de stat, distribuitor de filme și furnizor de utilități, haosul din acte și contractele încă în derulare fac imposibilă redresarea România Film. O soluție ar fi vânzarea clădirilor aflate în administrarea regiei și banii astfel obținuți să fie investiți în modernizarea cinematografelor aflate în paragină, dar nu este suficient. Noi ne dorim să promovăm filmul românesc, filmul de cultură european. Și pentru asta trebuie o instituție la nivel național, dar cred că trebuie una nouă. Pe lângă această instituție definită, o rețea de
45-50 de cinematografii în toată țara. Altceva decât regia, pentru că regia are atât de multe datorii și având datorii nu poate să accede fonduri europene, de exemplu. E un cer vicios din care e greu să mai ieși. Și astfel, vândute, ruinate sau pur și simplu abandonate, cinematografele fac parte dintr-un scenariu fără happy end. A fost scris de toți cei care au trecut pe la conducerea România Film cu ajutorul nemăsurat al autorităților de la orice nivel. Trist este că, până acum, nimeni nu pare hotărât să rescrie acest scenariu. Cu toții recunosc jaful, dar nimeni nu a fost tras la răspundere de autorități. Poate, măcar acum, pe ultima sută de metri, statul român, prin Ministerul Culturii, decide să intervină și să salveze de la dispariție puținele cinematografe încă rămase în patrimoniul România Film. Asta la vista, știi ce înseamnă? Nu. Asta la vista. Nici eu nu știu. Asta la vista, vezi. S-a terminat ce acolo. Unde dorm părinții copiilor bolnavi de cancer internați în spital? Răspunsul e revoltător și dureros. Pe un scaun. Luni la rând, în câteva minute, revenim și aflăm istoria unei adevărate povești care se construiește zilele acestea. Magic Home, refugiul părinților. Revenim! În fiecare zi și în fiecare noapte, sute de părinți sunt nevoiți să locuiască pe un scaun lângă patul copilului lor lovit de o boală nemiloasă, cancer. Este realitatea crudă din spitalele oncologice din țara noastră. Unde dorm? Unde se spală? Unde gătesc ceva pentru micuților? Unde plâng acești oameni? Sunt întrebări la care autoritățile noastre nu au răspuns. O soluție însă se ridică acum lângă Institutul Oncologic din Fundeni. Un bloc va deveni refugiul părinților, în care vor putea să locuiască 30 de părinți. Se numește Magic Home. Un adevărat val de omenie s-a stârnit pentru construirea lui. Cu un SMS putem fi parte toți a acestei povești minunate de solidaritate și speranță. O clădire gri, veche, tristă, un loc din care durerea mustește la tot pasul, este Institutul de Oncologie București, IOBEM, locul în care în fiecare clipă, în fiecare salon, se dă o luptă nedreaptă cu o boală nemiloasă. La parter este secția de pediatrie. Pe hol, mogâldețe de om se îndreaptă spre tratament. Lângă fiecare copil stă o mamă, un tată, cineva din familie, să le fie alături, să-i susțină, dar, de multe ori, e invers. Fii tare, mamă, fii puternică. Eu plânge nici m-am de curba pe el, că geme și că face. Acum 2 ani, o veste cruntă a căzut ca un trăsnet peste Dorin. Atunci a început totul și de atunci s-a mutat în spital. În această cameră stă împreună cu bunica din luna mai. De multe ori, bunica doarme pe un scaun sau pe jos. În salonul de lângă, o poveste la fel de dramatică. În pat cu el dormim. Ce vezi, Lu? Mai ne chinuim. Mai când a avut branulă la picior, am pus-o jos, o saltea, și m-am mai dormit jos pe saltea. Ce să facem? Și aceeași situație întâlnită în toate secțiile de oncologie din spitalele noastre. Copiii au nevoie de prezența unui adult din familie, dar statul român nu s-a gândit și nu se gândește cum să-i ajute pe acești oameni care locuiesc în spitale luni, ani. La Spitalul Marie Curie sunt 30 de paturi, 30 de copii și 30 de părinți cu psihicul la pământ. Am stat la prima cură eu și n-am mai rezistat. Ce am văzut aici, credeți-mă, cât că ajungeam nebună dacă mai stăteam. Și am o fată de 20 de ani și o stat aia. N-am putut rezista. Sunt oameni ajunși aici de la sute de kilometri, sunt departe de case. Datele arată că peste 70% din părinții copiilor bolnavi au situații financiare modeste, nu au bani de transport și cazare și de multe ori acestea sunt motivele pentru care tratamentul este întrerupt sau amânat, situație care reduce semnificativ șansele de vindecare. Medicii cunosc acest lucru și pentru a nu-i purta pe copii pe drumuri, pentru a nu întrerupe tratamentul, internează în spitale, iar lângă ei stau părinții lor. Pentru acești oameni nu există loc în care să spele hainele, să gătească sau un loc doar al lor în care să se retragă și să plângă. Anca Păcurar este psiholog. Cel mai puțin ajutor primește părintele. Medicul tratează ca pe un adult căruia îi dă o veste și îi spune ce are de făcut, îi vorbește destul de pragmatic. Părintele apoi trebuie să
relaționeze în continuare cu copilul și să vadă cum își încurajează copilul, cum îl susține, cum nu-l sperie, dar el ca om are cel mai puțin suport. Aproape că nimănui nu-i pasă de ce e în sufletul lui. În Iobem, un tată se așează în genunchi lângă patul pe care fiul Luptăm a venit în vizită împreună cu fiica tocmai din Caraș-Severin. Familia Urdăreanu a intrat în această poveste acum câțiva ani și de atunci stau prin spitale. Mama și Mitruț sunt aici de mai bine de 3 luni. Acest pat le este casă. Am pus piciorile aici așa pe el și am pus capul aici pe pielină și am dormit puțin. Ce să facem, altă formă? Trebuie. Dacă Dumnezeu așa să trăiești în pistă și e greu. În fiecare an, în România, 550 de copii sunt diagnosticați cu afecțiuni oncologice, cancer. Alte mii sunt în tratament. Spitalele au devenit neîncăpătoare. La câteva sute de metri de Institutul Oncologic, o clădire cu 3 etaje ar putea să devină o gură de oxigen pentru părinții și familiile care trec prin această suferință. Poftim! E că ce mai La începutul toamnei, în această clădire intra Mădălina Manoilă, agent imobiliar, și Vlad Voiculescu, fondatorul taberei pentru copiii bolnavi de cancer, Magic Camp. Sunt 3 apartamente, sunt toate la fel și fiecare apartament are 4 camere. E o casă pe care o puteți face magică, sunt sigură de asta. Cool, arată foarte bine. Da, ce căutam noi este o clădire mare, mai mare decât ce ar putea cumpăra cineva ca să locuiască. Este o clădire urâtă, ca să putem să o cumpărăm la un preț rezonabil. Este o clădire care să aibă o bucată de teren, să fie, foarte important, să fie aproape de spital și să fie neterminată. Asta îndeplinește toate cele 5 criterii. Și Magic Camp, cu banii strânși din donații, a cumpărat-o. A costat 215.000 de euro. Acest loc va fi transformat în Magic Home, adică un loc în care peste 30 de părinți vor putea găsi în orice moment un refugiu. Vor putea să doarmă, să se spele, să gătească, să stea împreună cu micuții lor atunci când vin la tratament. Etajul 8 dintr-un bloc de lângă Spitalul Oncologic din Fundeni. Acest apartament cu 4 camere a fost închiriat de Magic Camp la începutul anului și transformat în casă pentru părinții din spital. Până acum, pe aici au trecut peste 300 de părinți care au locuit și locuiesc gratis. O minune, o minune. Aici l-am reîntâlnit pe domnul Urdăreanu împreună cu fiica. Ca să mergi la un hotel, nu sunt posibilități. Cum suntem noi de la țară, e foarte greu. Într-o altă cameră e dormitorul tăticilor. Mai sunt tătici? Da. Da. Am mai fost și acolo 6 seara, a fost cineva, dar nu știu acum. Oricum, nu prea ne nimerim, că și eu venit un pic mai târziu acum, mai stau cu copilul la spital aici, la institut, să fiu și eu și soția, altfel mănâncă, altfel... Am avut 11, nu mai am 11, am 8. 8. Și câte camere sunt? 4. 4 camere. 4, da, dar atunci când este supra solicitat, să spun așa, mai avem un pat în bucătărie sau întindem canapeaua asta din sufragerie. Florența Ilien este voluntar în Magic Camp. Are grijă ca acestor oameni să nu le lipsească nimic. Aici au toate condițiile necesare pentru a-și prepara ce doresc ei pentru copii și pentru ei. Acolo în frigider avem produsele de bază. Dacă deschizi frigiderul, poți să mănânci și la liber? Da. Părinții primesc și bonuri valorice pentru a cumpăra cele de trebuință, mâncare, medicamente. Haideți să vedeți unde stăm noi, casa, unde... Magic Camp a închiriat un apartament și în Cluj și îl pune la dispoziția părinților. Mai avem încă 2 ani. Așa a zis domnul doctor. 6 luni spitalizare și 1 an și jumătate tratamente și la controle. Deci o să mai aveți de venit la Cluj. De-abia începutul. Ne. Plictisit, vii? Vin, mami, te-ai plictisit, vin. Te pup, pa. Pa. El este Robert. În apartamentul din București, Anca a fugit pentru câteva clipe din spital pentru a găti ceva fiului lângă care stă în spital din vară, pe un scaun. Viața pe un scaun de spital, acolo ne desfășurăm viața, pe scaunul acela. Copilul este mare,
problema lui de sănătate destul de serioasă și vă dați seama că nu mi-aș permite să dorm cu el în pat pentru că l-aș deranja. Nu s-ar odihni nici el bine și nici mie nu mi-ar fi comod. Și atunci, scaunul ăla e pat. Am avut cancer de la un an. Cristi vine din Galați, odată la 3 luni la control. Faptul că ai unde să gătești ceva sau să-i faci o baie copilului sau chiar și noi ca părinți, să te poți odihni fără alte, e ok. Asta ar fi însemnat acum, cum n-au fost locuri pe secție, că e de înțeles, să plătim o cameră undeva și stând cu săptămânile, poate, nu-ți permiți. N-are rost! N-are rost? N-are vârf, cred. N-are vârf. Pe Cristi îl știu din Magic Camp. A fost în tabără. Povestea Magic Camp a pornit în 2014, în curtea casei lui Vlad Voiculescu, un loc special creat pentru copii cu probleme oncologice, în care puștii uită pentru câteva zile de suferința cumplită prin care trec sau au trecut. An după an, numărul participanților a crescut. În vară au fost 11 serii de copii, în total 220. Se închide singură. Florența și Valeriu, un alt voluntar Magic Camp, tocmai s-au întors de la cumpărături. Totul este cărat într-un depozit în care găsești de toate. În fiecare lună de aici pornesc peste 120 de colete către copiii bolnavi care provin din familii nevoiașe. Vezi că uleiul l-am pus eu, începe tot să pui din... Fasole. Fasole, orezul. Programul se numește Magic Box. Decât să te duci de la servici și să stai 3 ore în fața televizorului, mai bine în 3 ore alea ești de folos cuiva care cu siguranță are nevoie de tine ca de aer. Doar de multe ori nu e nevoie să-i duci nimic acelei persoane, doar să fii acolo. Să-l strângi în brațe pur și simplu, fără să vorbești nimic. Să știe că nu e singur în toată lupta asta, că e cumplit. Banii pentru toate lucrurile acestea vin din donații. Imediat după ce blocul din Fundeni a fost cumpărat, Melania Medeleanu, alt fondator Magic Camp, a început să aducă oameni de afaceri în clădire pentru a-i convinge să doneze. Facem sponsorizare directă și voi aveți bănuți și ce aveți nevoie, vă cumpărați voi fără durere de cap, să zicem așa. Balustrada care pleacă de aici se întoarce pe tot perimetrul fațadei. În jurul unei mese, o echipă de arhitecți voluntari fac planuri pentru a schimba cu totul fața și interioarele blocului din apropierea spitalului oncologic, pentru a-l transforma în Magic Home, refugiul părinților. Ce am urmărit noi a fost cumva să venim cu un volum foarte curat și ordonat, sau cu o intervenție curată și ordonată, și să transmitem cumva o stare de calm, poate siguranță și, de ce nu, la nivel conceptual și puțină speranță. Avem și câteva imagini 3D-uri, cum ar trebui să arate zona de living, spațiu comun, colorat. Fiecare dormitor o să aibă o temă diferită, culori diferite, adică nu o să repetăm designul, nu știu, în două dormitoare, nu o să fie același lucru. Și acoperișul va căpăta utilitate. O sală unde oamenii se vor întâlni și vor discuta, nu știu, da? Vor fi ghidați de diversi terapeuți. Acolo noi, ca psihoterapeuți, putem să mergem să vorbim cu ei. Vorbim cu ei individual, vorbim cu ei în grup. Au partea aceasta de suport și, practic, cumva de predictibilitate, să știe cumva la ce se aștepte pe mai departe și din această perspectivă psihologică. Și, practic, Despre asta este vorba, un refugiu în care ei să iau o pauză de la spital și să găsească puțin suport din partea unor oameni care trec prin aceeași tragedie și din partea unor specialiști. Pentru lucrările și pentru dotările din Magic Home e nevoie de bani, aproape 300.000 de euro, așa că Vlad și Melania au chemat în ajutor o agenție de publicitate care să-i ajute să facă povestea părinților care stau țintuiți prin spitale pe un scaun cunoscută. Foarte multe campanii de donație pentru copiii care suferă de cancer, pentru că alte individuale când vine vorba de boala asta, dar nimeni niciodată n-a spus povestea părinților și a fost cumva foarte important pentru noi să intrăm în papucii lor, să spunem realitatea și ce înseamnă tratamentul de pe scaun, ca să înțeleagă de ce e atât de importantă casa asta. După câteva zile de discuție, cu multe idei și variante, o armată de oameni a gândit una dintre cele mai zguduitoare campanii din România ultimilor ani. Atât mi-au spus. Luați loc, vă rog. Luați loc, vă rog.
Așa începe. Lupta unui părinte al cărui copil e bolnav. Pe un scaun. De pe care nu se mai ridică. Pe scaun locuiesc zile, luni, ani. Pe scaun plâng, speră, îndură, cad și se ridică. Părinții copiilor bolnavi de cancer locuiesc pe un scaun. Pe un scaun vom sta și noi și nu ne ridicăm până când nu vom strânge 100.000 de SMS-uri. Trimite MAGIC la 8844 și donează 2 euro pentru Magic Home, refugiul părinților de lângă cel mai mare spital oncologic din România. Și imediat, sute de oameni s-au înscris pentru a sta pe scaunul de lângă patul așezat într-o vitrină în centrul Bucureștiului, zi și noapte. Lista este ocupată până spre sfârșitul lunii ianuarie. Artiști, oameni de televiziune, oameni simpli de toate vârstele au sărit în ajutor. Cu două zile înainte să împlinească 101 ani, Mihai Șoram a venit să susțină. Închipuiți-vă ce înseamnă să stai la căpătâiul copilului tău bolnav de cancer. Părintele acesta care vine din provincie are nevoie de un adăpost. Vin de la Călăraș. De la Călăraș? Da. Ați venit special să stați aici pe scaun? Da. Vin, se așează, plâng și își lasă gândurile într-o agendă din care, de cum o deschis, te lovește multă suferință, dar și enorm de multă speranță. Cum a fost? Filmul. Da. Nu gândeam decât că sper să nu fiu în situația asta vreodată eu. Că m-am dus să-mi iau copilul de la școală, liniștită, la 5:30 și mă duc la viața mea. Și cât sunt pe bune în chestia asta. Într-o zi, tăcut și cufundat în gânduri și suferințe numai de el știute, a venit și domnul Urdăreanu. Pur și simplu e revoltător să rămâi indiferent, efectiv. Noi trăim în bula noastră, super fericiți, liniștiți, cu probleme care ni se par galactice și alții trăiesc în bula lor cu probleme realmente galactice. Cu tatăl Dimitruț, domnul Chiar, de la spital. Sperăm că dacă sunt analizele ok, să mergem un pic acasă. 3 luni. Stat în spital. Și de ce ați venit? Pentru a susține cazul acesta a copiilor cu părinții. Dar v-ați înscris sau? Nu, nu m-am înscris. Și ați venit direct așa? Pe Facebook, pe la prieteni și nu știam exact. Acum eram cu Google să caut Gala TV. Ok. Hai să intrați. De câte ori a lipsit cineva, în momentul ăla a intrat cineva în galerie și a zis nu sunt programată, dar vreau și să stau jos. De câte ori a lipsit cineva? Și povestea Magic Home a ajuns repede la urechile și mai ales la sufletele multor oameni, atât de mulți încât și cei care au gândit campania sunt șocați. Mie personal mi se pare că nu mai e o campanie de publicitare, e mai mult decât atât. A devenit așa o campanie de vindecare, de terapie. Bună ziua, Andreea, sunt Arsenal Magic Home, cu ce vă pot fi de folos? SMS-urile au început să vină și odată cu ele și banii, iar în blocul din Fundeni muncitorii s-au apucat de treabă. Totul o să fie gata în primăvară când părinții copiilor bolnavi vor putea să vină aici, să găsească un refugiu. 30 de paturi le vor sta la dispoziție, gratis, vor găsi mâncare, vor avea unde să se odihnească, să se spele, vor găsi susținere. Aici vor sta și copiii atunci când ajung la tratament în București. Pentru a deveni cu adevărat un loc magic, Magic Home va avea și el nevoie de
susținere mai departe. E nevoie nu doar de 100.000 de SMS-uri, ci de mult mai multe. În fiecare an, peste 100.000 de euro vor costa utilitățile, mâncarea, transportul pacienților, vor fi peste 1.000 de nopți de cazare pe an și peste 10.000 de mese. Noi toți putem fi parte din această poveste. Împreună putem transforma magia în realitate și putem alina din suferința unor oameni nevinovați. Vă așteptăm mesajele pe romaniateiubesc.știrileprotv.ro, unde puteți urmări și materialele ediției, dar și filmări inedite. Suntem și pe Facebook. Atât pentru astăzi, vă las acum cu Știrile Pro TV. Toate bune!